Bună ziua, nu știu de ce nu-mi bagă blițul. Gata, gata, mi-a băgat blițul automat. Bună ziua, sunt Tarotela. Cu etalarea pentru peștișori. Dragii mei, etalare pentru peștișori, pentru carieră și sănătate. Dacă apare ceva din viața personală, să știți că apare evident cu un scop, pentru că se leagă lucrurile. Viața personală ne afectează și cariera și sănătatea. Și da, am simțit nevoia să fac pești, să sar peste rând. Și care e problema? Nu e nicio problemă, toate le facem în timp divin. Așa am simțit, așa fac. Mesaje pentru, mă auziți? Așa, să pun microfonul mai aproape. Mesaje pentru peștișori. Din seria oracolor specializate pe carieră, ați primit consiliere. Dragii mei peștișori, am senzația, pentru că la capătul setului de cărți apare speakerul, da? Oratorul, cel care comunică în public. Am senzația că majoritatea celor din semnul peștilor sau cu planete în pești, lună, Venus, nodul nord, iar, consiliați pe cei apropiați. Oamenii vin la voi să-și spună problemele și... Poate unii sunteți mai tineri, alții mai puțin tineri, dar v-ați obișnuit ca oamenii să vină la voi pentru că voi aveți această putere să îi vindecați prin cuvinte amabile, să le dați sfaturi înțelepte și să-i ascultați cu empatie. Și este minunat, este minunat. Posibil, unii dintre voi vă gândiți să deveniți consilier ca și un alt job sau o altă expresie a voastră profesională. Este susținută cartea de speaker, de orator. Unii dintre voi nu doar că îi consiliați pe cei apropiați, pe prieteni și chiar pe străini, chiar v-ați dezvoltat niște abilități speciale și începeți unii dintre voi să vorbiți în public. Și repet că acestea sunt cărți specializate pe profesia asta, este o confirmare a faptului că aveți un scop special în viață și că aveți niște calități de orator, neapărat genul acela de calități pe care le-am citit în cărțile de istorie sau în literatură clasică, posibil, repet, un fel de orator care vorbește cu empatie și vorbește din experiențele sale personale și e minunat. Asta fac și eu și cred că mulți cei cu planete în semnul peștilor sau în semne de apă vorbesc din experiența lor, nu din cărți. Nu că așa au învățat la facultate, că așa au citit sau așa au auzit, nu, chiar au trăit și au ajuns la concluziile respective prin experiențe spirituale, prin suferință, prin multă luptă. Eventual, dacă vă gândiți să vorbiți în public, ideea aceasta se cristalizează. Se cristalizează în timp, nu uităm că este lună cristale. Interesant, este chiar eclipsă de lună. Și am vrut neapărat să fac etalarea pentru voi astăzi. Eclipsă de lună în Capricorn. Capricorn, casa, cariere, evident. Ceva se cristalizează în voi în acest sens, în această direcție și probabil că în timp, chiar dacă acum nu reușiți să fiți în această postură, la un moment dat veți fi. Posibil unii dintre voi trebuie să vă mai documentați. Pentru că dacă aveți o experiență personală, e una, dar vă trebuie și ceva literatură de specialitate ca să vă susțineți, să puteți să convingeți și să vă susțineți ideile și pe alte căi. Eventual, unii dintre voi vreți să studiați despre cristale. Ah, ce interesantă confirmare! Din seria oracolelor, din hanul oracolelor, ale chakrelor care trebuie lucrate, ați primit chakra întâia, baza, da? Și chakra a cincea, comunicarea, vishuddhi, da? Interesant e că a apărut comunicare speaker, a apărut și counseling și asta tot prin comunicare se face consilierea, da? Ideea este că prima chakra, pe de-o parte, ar putea să vă reprezinte, am zis, vă reprezintă pe voi, ați avut niște frici, că asta înseamnă prima chakra, baza. Este o chakră foarte pământeană. Interesant este că au apărut și cristalele, da? Ne leagă de acest pământ, această chakră, de experiențele noastre terestre și... sau pământene, mai bine zis, că nu suntem
Da, pământene. Și posibil unii aveți de comunicat despre niște frici. Frica de că nu vă veți găsi stabilitatea financiară, că nu vă veți găsi stabilitatea emoțională în familie, undeva la locul de muncă, vorbim de sănătate, de loc de muncă. Și zic de asta pentru că aveți și justiția. Justiția. Imediat o să explic și justiția. Dar aveți nevoie să vă echilibrați. Și aici este teama voastră că nu vă veți a unora, multora, dintre noi și nu doar cu planete în pești, dar cu orice planetă. E o frică colectivă. Aha, și peștii absorb, pentru că sunt empatici, absorb din colectiv foarte mult. Dacă aveți aceste frici, curățați-vă, eliberați-vă și conectați-vă la cea latura voastră. Știți voi care, eventual consiliați-vă cu îngerul vostru protector, cu ghizii voștri spirituali, că dacă voi consiliați pe alții și voi trebuie să vă consiliați din când în când. Vorbiți cu sinele vostru superior, cu sufletul, cu o latura voastră secretă, specială, da? Pe care nu o împărtășiți cu oricine. Dar, repet, dacă sunt niște frici, astea vin din această latură pământeană. Comunicațiile cuiva care vă ajută să le înțelegeți. Să înțelegeți că din aceste frici puteți, ca și aceste cristale, da? Aceste frici pot să se transforme în lumină, într-un anume fel, într-un anume fel. Și în momentul în care faceți această alchimie, reușiți într-adevăr să comunicați chakra 5-a, o experiență nemaipomenită, specială. Am spus că aveți o frică, eventual, că nu aveți stabilitatea acasă, că nu veți găsi anumite chestiuni. Asta pentru că a apărut justiție, vorbesc de echilibru. Vreți justiție divină să se facă în viața voastră? Posibil unii dintre voi trebuie să mergeți și o să vă arăt că v-au apărut cărți pe chestia asta. Vreți, s-au amânat niște acțiuni în tribunal? Posibil trebuie să vă documentați un pic, să citiți niște chestiuni și eventual să vă susțineți cauza. Da? Să vă susțineți cauza. Și ca să puteți să aveți această energie stabilă, pentru că cineva care vorbește în public trebuie să fie echilibrat, da? Ca să poată să manifeste convingere. Ca să vă echilibrați viața, trebuie să practicați mai multă yoga și iar interesant revine ideea asta de a vă consilia voi cu îngerii voștri, să vorbiți cu un înger sau cu mai mulți îngeri sau cu și să vă, da, conectați la această senzitivitatea voastră. Vă și abundență infinită, dar mai încolo aveți o senzitivitate. Percepeți vibrațiile celor din jur, oameni sau îngeri. Sunteți chemați să vorbiți cu îngerii voștri și să practicați yoga în cazul în care n-ați mai practicat de mult, ați făcut pauză, că se întâmplă. Nu zice nimeni că musai trebuie să faci în fiecare zi. Se mai întâmplă. Sunt situații care ne perturbă, să zic, curățenia aceasta energetică și trebuie să vă echilibrați, să vă echilibrați prin yoga și eventual prin niște lecturi care vă inspiră. Și în felul ăsta vă cristalizați, deveniți voi niște cristale strălucitoare în viața unora și, repet, puteți să împărtășiți din experiența voastră. Eventual, când vorbiți, dragii mei, cei care știți conceptul de channeling, pentru că personajul are niște aripi, s-ar putea, când comunicați celor, da, din jur, prin voi să comunice îngerii. E un mesaj. E un mesaj. Am amestecat cărțile care vor clarifica. Interesant este că a apărut primul. A vrut să se arate Spânzuratul, semnul peștilor, casa 12-a și justiție, balanță. Trecând peste faptul că apare acest duo, pești-balanță, care s-a tot manifestat și în alte etalări, trecând peste chestia asta, simt că aveți aceste frici pe care le manifestați în viața voastră și acestea, tocmai pentru că aveți frici,
vă produc niște dezechilibre în viață. Eliberați-vă de ele, eliberați-vă de sacrificii, manifestați această lumină pe care o manifestă, sau o capătă, mai bine zis, o capătă. Cel care s-a conectat la alte dimensiuni, cel care și-a înțeles sacrificiile, da? Și statutul și poziția, care într-adevăr a fost mai ciudată, mai inconfortabilă, dar a fost cu un scop. Eventual, în momentul în care faceți acest lucru, în momentul în care vă dezlegați, în momentul în care comunicați, interesant că lumina, simt acum că vine din Vishuddhi, da? Din chakra a cincea, în momentul în care comunicați despre această lumină, această inspirație, vă echilibrați viața, manifestați justiție divină. Unii dintre voi ați avut amânări în tribunal. Din ce motive? Sau s-a amânat justiția divină în viața voastră. Din ce motive? Rămâne de discutat, de aflat. Și totuși vreți să mergeți mai departe, sunteți determinați să vă manifestați ce steaua, destinul vostru, să o luați de la zero. Dacă ați făcut sacrificii, gata, tăiați aceste legături și vreți să o luați de la zero, aveți această moarte și renaștere, evident, pentru că ați fost răniți. Posibil unii de cineva în semnul leului, de cineva în semnul fecioarei, poate cineva cu marcaj, poate un mercur într-un anume fel, ăsta e mercur, poate și de un berbec, poate și de un capricorn, pentru că e ianuarie, gemeni, fecioară, sunt multe posibilități. Cineva, pentru că fiecare se cuplează într-un anume fel, da? Simțiți că ați fost manipulați, da? De o persoană care, față de care ați arătat multă empatie, interesant, ați arătat multă empatie și totuși i-au manifestat mai mult ego, da? Și v-au rănit. Ați încercat să îmblânziți bestia, dragii mei, și până la urmă v-ați ales măcar cu câteva zgârieturi. A fost cândva un 10 de cupe, ați visat la o relație stabilă și totuși apare această postură de boală, de suferință, da? Dar pe care, o suferință pe care începe să o vindecați. 3 și 4 de spade. Începe să o vindecați. În secret, eventual, poate să fie o suferință emoțională și mentală în acea situație. Din acest motiv vă doriți renașterea, moarte și renaștere. Cineva eventual vine în secret, ori voi vă vindeca secret, ori vine cineva cu o ofertă de vindecare sau de împăcare. Oh, dragii mei, ha-ha. Dar oferta asta e făcută de cineva care are într-adevăr o obsesie. Nu musai planete în leu. Poate să aibă planete în Capricorn, dar această ofertă, fiți atenți, dacă a fost sau dacă va fi făcută, selectați-o cu grijă. E către Regina de Cupe, da? Regina de Cupe care e spirituală, e într-o legătură spirituală. Și ce înseamnă legătură spirituală? Poate nici voi nu știți cu cine sunteți legat spiritual, dar sunteți legat spiritual. Pentru unii poate sunteți într-o căsnicie, da? Și sau relație de lungă durată, tradițională, și e acest personaj cu planete în semn de foc sau în semnul leului, o situație toxică. Sunt multe variante aici. Ori a fost un trio pentru unii și știu că asta e, apare ideea de triunghi amoros. Ori posibil, dragii mei, vine mesajul la voi. Cineva a încercat să vă lege de ei prin niște chestiuni. Da. Că ori fi chestiuni, că ori fi chestii karmice, variază de la unii la alții. Dar ideea este că voi vreți să puneți cap și să o luați de la zero și să mergeți către destinul vostru. Să vă faceți, dragii mei, justiție divină. Pentru că meritați. V-ați sacrificat foarte mult. Foarte mult. Eventual, dacă nu v-a făcut cineva ceva, musai să vă îndrăgostiți sau să stați în preajma lor, poate că ei au un stil de a se manifesta foarte toxic, axat mai mult pe ambiție, pe ego, pe o putere de seducție, chiar dacă vorbim de carieră, da? Știți că în carieră sunt foarte multe personaje care ajung într-o postură prin această putere de seducție, adică își folosesc calitățile fizice ca să se ridice în post. Da,
Există. Sau ca să-și capete anumite avantaje. În dreapta, în stânga. Hai să clarificăm. Ia uite, au fost confuzii. În legătură cu ce... aici împăratul și cu șase de... O persoană destul de egoistă de care încercați să vă eliberați. Împăratul, șase de băte și regele de monede. Cercați să vă eliberați, să vă dați timp, șapte de monede. Să vă conectați la intuiția voastră și să manifestați adevărul. Adevărul, trezirea spirituală, eventual o nouă lume, echilibru, stabilitate, da? O nouă lume. După ce ați plâns. Ați plâns unii un ocean de lacrimi. Un ocean de lacrimi. Sau, dacă nu ocean, râuri, fluvii. Ia uite, regele de monede apare în carieră. Cineva vă influențează, posibil semnul taurului, mai mult sau mai puțin, semn de pământ. Și chiar dacă nu e semn de pământ, cineva, poate un soț, poate un tată sau un profesor, vă influențează cariera. Oh, se schimbă. Prezența acestui personaj schimbă, chiar schimbă viața, schimbă, Mare grijă la cine vă face o propunere în această perioadă. Așteptați să iasă măcar Mercur din retrogradare. Știți bine că ați mai ascultat și voi pe alte canale, în stânga, în dreapta. Hai să vedem ce înseamnă counseling. Ce înseamnă consiliere? Clarificăm consilierea pentru peștișori. Asta e, te expui când îi consiliezi pe alții. Cei care lucrează în breaslă știu. Și nu doar aici, și în orice alt domeniu. Și în domeniul medical, și în domeniul... alte domenii. Pești în general sau cei cu marcaj. Și repet, poate să fie și nodul nord. Puteți să aveți orice meserie. Dacă aveți nodul nord în pești, oamenii vin la voi să se descarce. Să vă spună problemele. Aute. Fost clarificat de șase de spade. Oamenii vin către voi mental, cu gândul, cu vorba, cu texte, că aveți această putere de a le da, le readuce soarele în viață. Interesant. Ei, în preajma voastră, reușesc măcar în acel moment când discută cu voi să uite sau să se simte cel puțin un pic mai vindecați de acele valuri negre, evenimente negre prin care au trecut. Ho, ho! Le dați un soi de speranță, că asta e nebunul. Le dați un soi de speranță, de încredere, că lucrurile vor fi mai bune, vor avea puterea, stabilitatea să se lupte cu viața, să se echilibreze viața. Asta faceți voi. Le dați încrederea că dacă au probleme financiare, pot să muncească, au această încredere și energie să muncească, să se lupte cu concurența sau pot la un moment dat să învețe să manifeste ori un nou proiect, ori ceva care le aduce fericire, un proiect care proiectul vieții lor sau o susținere financiară din partea cuiva. Le dați această încredere și e bine. Și nu-i manifestare, manifestați justiție. Uite, ia uite, iar apare trei de monede, consiliere, da? Manifestați, prin această consiliere, manifestați justiție. Și repet, se poate raporta și viața voastră. Le dați această pasiune pentru viață celor care poate, ca și voi, se transformă, au murit și trebuie să renască. Puterea să se vindece, regina de cupe, aici sunteți voi, le oferiți această cupă. A spiritualității, a sensibilității, a creativității, a stabilității, am mai zis, da? Prin mesaje. Ce frumos! Posibil, dacă vrei să limităm, să zic, zona de interes, dacă vrei să limităm, poate în această perioadă veți consilia, în mod special, pe cineva cu planete în semne de apă. Da, aveți și pământ, aveți și... berbec, aveți și semn de foc? Nu. Eu am zis că sunteți într-o poziție publică aici. Aveți și speakerul. Clarificăm speakerul, oratorul. Clarificăm oratorul, te rog frumos, pentru peștișori. Și cei cu planete în peștișori, nu doar peștișorii. Am scăpat. Ce e? Să revină, revină. Oratorul, te rog frumos. Oratorul, te rog frumos.
Ia uite, temperanța, ce frumos! Și încă mai... O, sunteți voi regii de cupă! Poate aveți marcaj în săgetător, unii dintre voi. Știu că e quadratură, dar dintr-un punct de vedere spiritual, emoțional și profesional, vă ajută quadraturile. Dacă aveți ca mine quadratură în săgetător, e clar. Trecând peste asta, că nu toți săgetătorii manifestă această temperanță. Oh! Vai! Vai, ce frumos era ascunsă, steaua, dragii mei. Aici sunteți voi, regii de cupe. Dar, regii de cupe, aveți un ocean de sensibilitate, de dragoste pentru toată lumea. Și le oferiți la fiecare. La fiecare, câte un pic. La unii mai mult, la alții mai puțin. Fiecare în funcție și de cât timp vă acordă, câtă încredere vă acordă. Că dacă nu vă încredere, nu vă acordă încredere, vă luați cupa înapoi. Da, dar le oferiți apă. Apă vie, dragii mei, ce frumos! Apă vie, iau ce frumos! Le umpleți cupele, le umpleți inima! Puf, ce frumos! Luați, hai la mama! Uite, iau încă o cupă din oceanul meu și spunjiți-i acolo în inimioară. Și vindecați. Evident că și voi vă puteți vindeca prin această cale pe care v-ați ales-o. Faptul că v-ați vindecat vă ajută să-i vindecați și pe ei. Ce e foarte interesant este că în spatele acestui vindecător, acestui înger, poate vorbiți cu îngerii voștri, îngerii vă echilibrează și voi echilibrați pe ceilalți. Acestui profesor spiritual, acestui ghid, ce este el? Aici sunteți voi. Voi, oratorii, consilierii devin oratori. Am spus că în timp aveți șansa să deveniți, să faceți în această consiliere o cale publică, spirituală, da? Dacă inițial a fost doar un tet-a-tet, da, o întâlnire față în față sau la telefon sau pe Facebook sau pe e-mail sau pe ce mai este cu anumite persoane, în timp, dragii mei, și interesant că a fost ascuns, a apărut steaua. Amândouă vindecă. Amândouă vindecă. Acesta este destinul vostru, că asta înseamnă steaua. Este destinul vostru să fiți vindecători. Să lucrați cu lumină și cu emoțiile oamenilor. Să aduceți lumină în viața oamenilor. Și repet, amândoi, am mai fost la o etalare, nu știu la cine. Amândoi, cred că la Tauri, dacă nu greșesc, unul și-a dorit săgetătorul, temperanța și altul își dorea steaua. Da, cred că la Tauri. Dar la etalarea a doua. Amândoi au două cupe. Posibil aveți și planete în vărsător, dar nu zic că vărsătorii toți sunt stele, hai să fim serioși, dar și nici temperanța nici reprezintă săgetătorul de fiecare dată, nu? Poate să fie și regele de bâte și valetul de bâte, da? Sunt aspecte superioare ale acestor zodii, mature, asumate. Am spus că steaua a fost în spate. Posibil că voi nu conștientizați cât de publici sunteți, cât de cunoscuți de oameni sunteți? Posibil. Posibil nu, ori nu conștientizați, ori nu vreți. Să vedeți că... Sunteți ca steaua nordului pentru unii. Pentru cei care vin la voi, interesant, da? Aceștia, oamenii aceștia sunt într-o călătorie, într-o căutare. Voi sunteți steaua Nordului, îi ghidați. Și interesant este că sunt 8 stele, 8 înseamnă transformare. Wow, ce etalare! Dacă aveți oarecare reținere să ieșiți în public, încercați să nu vă mai rețineți, vă vindecați eventual această teamă. A, teama de a vorbi, interesant, teama de a vorbi în public. Sau chiar dacă vorbiți în public, nu ați făcut-o la scară largă, cum fac aceștia doi. De fapt, toți trei. Wow! Nu ați făcut-o la scară largă. Și știți că peștii sau cei cu planete în pești sunt chemați. Și repet, e o chestiune care se va cristaliza în timp. Citiți eventual, documentați-vă. Cum să aduceți acest echilibru, cum să faceți această justiție în viețile oamenilor și în viața voastră? Probabil pentru că justiția înseamnă karmă.
Vă curățați și karma voastră în momentul în care intrați pe această cale profesională. Wow! Wow! Ce talare pentru pești! Și la capătul setului de cărți, asul de spade și 10 de cupe. Da. Că sunteți voi supărați, că sunt alții și le aduceți, repet, fericirea și pasiunea și le schimbați viața. Ia uite, le schimbați viața, le echilibrați viața. Le dați această nebunie, credință, posibil. Posibil și în viața voastră să vină cineva cu un proiect, cu o idee, să vă propună cineva ceva. Un proiect care vă aduce fericire, care vă exprimă pe voi, latura voastră cea mai cea idealistă, cea mai idealistă. Un proiect la care doar ați visat, că apropo de stea, da? Ați visat la această postură, la acest proiect și dacă vine totuși oferta, încercați să nu fiți neîncrezător, da? Cum e patru de cupe, e neîncrezător că vă faceți griji. Dacă, da? Nu. Primiți oferta, această ofertă vă schimbă viața, vă schimbă viața, vă aduce, se face această justiție, interesant, da? Apare aici justiție, justiție, justiție divină. Se face justiție, balanță sau taur. Și puteți să o luați de la zero. Poate vă ajută cineva și financiar sau poate proiectul acesta într-un fel sau altul. Ia uite, da? Revine formatul. Vă ajută financiar. Uf. Dar fiți atenți de unde vine această ofertă, că s-ar putea să vină mai multe. Am mai spus și mai devreme. Unii să vină cu niște chestiuni toxice. Ia. Eventual acest diavol poate să reprezinte obsesia cuiva de a manifesta, iaute, pe toate planurile, întâlnirea cu flacăra geamănă. Pentru unii să fie semn de pământ, au fost niște amânări, în secret, o situație se transformă, e ca un trăsnet. Semn de pământ, balanță pentru alții, că apare Venus, apare justiție, apare împărăteasa, apare și regina de monede. Au apărut, da? Uf, uf, uf. E mult de spus. Haideți să ne concentrăm pe esențial, pe ce este mai important, da? Pe aceste trei cărți. O să încerc să le pun la un set, să le pun la loc. Ia să le amestec o lecuță și să vedem la sănătate. Ia să pun o leacă pauză. Dragii mei, la sănătate deja a venit o carte. Oho, ce frumos! Sănătate, carieră, poate au legături toate. Cavalerul de monede, iar se vrea în joc. Se vrea în joc. Oho, regele de monede! He-he-he. Repet, nu e obligatoriu să fie taur. Poate să fie un profesor. Poate să fie cineva care are o afacere. Dar are și multă pasiune. Ori sunt doi bărbați, în secret, în preajma voastră, rege de monede și rege de foc. Planete în semn de foc sau în semn de pământ. În secret, da. Posibil în secret ați fost în preajma acestor doi bărbați. Și s-a creat la un dat un trio și a trebuit să vă deplasați către trezirea voastră spirituală. Să aveți putere să manifestați acest soare. Mai. Ce soare cu patru de băte și cu marele preot. Voi vreți o relație spirituală, o relație trează, o relație în care amândoi sunteți puternici. Pentru că peștii sunt puternici mai nou, dacă nu știați. Și au învins fricile și merg către destinul lor. Repet, dacă nu sunt două personaje, posibil să fie același personaj care manifestă și pasiune și echilibru financiar. Așa, și să revenim. Care vine cu o ofertă? Dacă e carieră, dacă e sănătate. Dacă e sănătate. Ce
trebuie să lucrați. Oricum, monedele arată, cavalerul de monede arată a stabilizare practică în viața voastră. Monedele țin de cristale, aha, de minerale, am înțeles. Eventual trebuie să vă documentați cum să asimilați mai multe minerale, mai ales că dacă aveți probleme cu apa, că sunteți semne de apă, da, peștișor, da? Semne de apă, dacă aveți probleme cu apa, pierdeți apa, transpirați, pierdeți și minerale. Remineralizați-vă, eventual întăriți-vă oasele, am înțeles, întăriți-vă oasele, că poate aveți probleme, iar unii dintre voi cum merg, o, regina de cupe, apă, apă și pământ, ce frumos! Repet, poate să se reflecte cărțile și în carieră, cineva să vină cu ofertă la voi, regina de cupe, o ofertă practică, un proiect, dar... Iar văd niște tipuri de tratamente foarte sănătoase. Minerale, alge. Cum îi zice? Îmi scapă cuvântul. Argilă. Da, ha, tratamente cu argilă. Fiți atenți, documentați-vă. Documentați-vă, cavalerul de monede se documentează, da? Documentați-vă, citiți apropo de argilă, de cristale, de pământ, da? Citiți cărți. Tratamente cu argilă, asta pentru că avem pământ și apă, eventual hidratare, am zis hidratare și minerale, mulțumesc, mod de confirmare. Asta vă dă stabilitate. Vă echilibrați o latură a voastră, am zis, voi sunteți semne de apă, sunteți sensibili, aveți o sănătate foarte sensibilă. Posibil unii dintre voi trebuie să mergeți să vă vindecați inimioara într-o privință, unii. Deși eu simt că aveți inima puternică, totuși aveți inima puternică, chiar dacă ați fost răniți. Mai degrabă zic că niște chestiuni profunde emoționale încă vă afectează stabilitatea. Și ambele cărți, și 4 de băte și Marele Preot vorbesc de stabilitate, și Luna, iar eclipsă de Lună, și Racul în opoziție cu Soarele, interesant, da? Luna în opoziție cu Soarele, în Rac. Și cea care întâi vorbea despre stabilitate, da? Rezolvați această problemă, care problema aceasta vine, fricile astea vin dintr-un trecut. Prin casa patra, poate aveți lună în casa patra, poate aveți lună în taur, casa patra în taur. Asta înseamnă să aveți ascendentul în ce? În vărsătorul unii dintre voi. Oricum, apă și pământ, evident, lut, poate, împachetări cu argilă, cu parafină, dacă aveți probleme cu reumatismul, aha, ia ce frumos, cavalerul de cupe, iar vindecă. Vindecare prin apă, hidratare și reușiți să faceți o călătorie ca să vă vindecați sufletul dintr-o situație foarte obositoare. Călătoria asta vă aduce bucurii, vă reface energia și încrederea în voi. Da, trebuie să mergeți de la 8 către 9. Posibil va trebui să comunicați, dar nu asta este foarte important. Important este că a apărut cupe și monede. Apă, multă apă, emoții. Cupele pot să reprezintă și sufletul și inima. Eventual încercați să fiți mai calmi în relații sau în situații care vă emoționează. Găsiți-vă, împământeniți-vă. Și repet, dacă voi vă găsiți vindecarea, reușiți, pentru că acest cavaler de cupe și el consilier emoțional, reușiți să le oferiți și altora. Ce ar mai fi? Minerale, împachetări, cu parafină, cu lut, cu argilă, apă, fructe, eventual, fructe, adică aceste monede sunt manifestări. Să zic, ale Gaiei, ale mamei naturii. Fructele au minerale oricum.
posibil unii dintre voi să mergeți totuși, pentru că sunt niște cărți aici. Trebuie să discutați, să comunicați și voi niște chestiuni care țin de psihologie, de psihologie umană, de psihicul vostru, eventual de relația voastră cu mama, că am văzut Luna, am văzut și Regina de Cupe, da? Relația voastră cu mama sau cu o latura voastră feminină pe care nu ați vindecat-o și care trebuie întărită. Da. Cam aceasta este talare. Vă pup. Ne întâlnim la următoarea.